O frumoasă seară de toamnă, când am venit într-un loc deosebit în casa lui Dumnezeu, slăvit să fie numele. Fie dar această seară o seară de bucurie și de părtășie în care Tatăl nostru din ceruri să-L simțim în inima noastră, să ne fie tare aproape și drag în seara asta și să ne vorbească încă o dată prin Evanghelie. Vreau să citesc un singur verset în această seară. E cel mai drag verset al meu din Cartea Psalmilor. Versetul 3 din Psalmul 5, care spune în felul următor: Doamne, auzi-mi glasul dimineața. Dimineața eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine și aștept. Amin. Aș vrea să închidem pentru câteva momente ochii și vreau să înalț o rugăciune către Dumnezeu ca El să ne cerceteze și să ne binecuvinteze în dragostea Lui din nou în această seară. Amin. Doamne Dumnezeule, întotdeauna când un copil al Tău te cheamă, Tu l-asculți din ceruri. Fie că e dimineață sau este seară sau este prânz, întotdeauna Tu privești din ceruri și iei aminte. Noi în această seară stăm mai mulți tineri din mai multe locuri aici, la poarta cerului, în casa Ta, și așteptăm din nou să simțim cu toții prezența Ta. Așteptăm să ne mai vorbești încă o dată potrivit cu nevoile noastre. Eu nu-i cunosc pe tineri aceștia îndeaproape, dar Tu le cunoști toate nevoile. Și mă rog să Te cobori în ființa lor prin Duhul Sfânt în această seară și să-i sensibilizezi și să Te oprești în dreptul cauzelor, a problemelor și a nevoilor pe care le au și Tu să le vorbești pe înțelesul fiecăruia. Numai Tu poți să faci lucrul acesta. Eu sunt slab, dar Tu poți ca puterea Ta să o lași și peste mine în seara aceasta și Te rog, autorizează-mă în numele Tău. Dăm putere, cuvânt și tot ce e nevoie pentru noi în această seară, ca astfel să plecăm de aici îmbogățiți de voia, de cuvântul Tău și de ceea ce ești Tu. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Iată-ne în casa Domnului în această seară, o seară deosebită în care putem să ne vedem unii cu alții și ar fi prea puțin dacă doar ne-am vedea unii pe ceilalți. Și așa prin ochii credinței, a zice eu în această seară, să vedem prezența și slava lui Dumnezeu. Am și cântat de altfel mai devreme despre măreția acestui Dumnezeu în fața căruia ne închinăm, în prezența căruia venim și în părtășia căruia ne place să stăm. Părtășia din această seară aș vrea să îți sensibilizeze inima, să te aducă mai aproape de Dumnezeu și să facă din relația ta și din relația mea cu Dumnezeu ceva special. Deznodământul acestei seri să nu fie altul decât apropierea mea și apropierea voastră cu mult mai mult în intensitate de Dumnezeu. O, Doamne, ajut! Am adus aminte de un predicator în această seară. El tot mergea din loc în loc. Bătea drumurile dintr-o parte în alta la țara în care locuia el, sluja. Și slujirea asta presupune mult efort, dedicare. Și la un moment dat un enoriaș din biserică, într-o duminică dimineața, s-a apropiat de el și zice: frate, ce vreau să te întreb ceva, de mult mă macină o întrebare în minte. Spune, frate, zice, care e problema care, sau întrebarea care o ai dumneata de atâta vreme în minte? Și zice: uite, știu că slujești intens în biserica noastră, slujești în zonă, ba mai ești chemat și în alte țări, în alte localități, asta presupune sacrificiu. Spune, întrebarea care vreau să vă pun, zice, frate slujitor, zice, următoarea: obișnuiți să consumați câte o cafea așa în fiecare zi ca să rezistați? Și fratele zice: păi sigur, trupul ăsta supus oboselii, greutăților, zice, obișnuiesc să consum așa câte o cafea. Dar zice slujitorul nostru, zice, apropo frate, zice, de ce mă întrebi? Păi uite de ce te întreb. Că și eu atunci când vin la biserică, de fiecare dată trebuie să consum două cafele ca să pot să te ascult. Nu știu cu ce așteptări ai venit în seara asta. Spuneam și obișnuiesc să spun mereu, adevărul că e și greșit să venim la închinare fără să avem așteptări. Totdeauna când venim noi la templu să ne găsim locul potrivit și să stăm, vorba cuiva, în scaunul sau în banca noastră. Noi trebuie să venim cu anumite așteptări, nu? La închinare. Că de altfel ne închinăm în fața unui Dumnezeu, în fața căruia trebuie să venim cu anumite așteptări.
Dar să nu venim nici cu așteptări prea mari. Oare mai fi ceva pe la Dumnezeu prin cer? Ne va mai transmite Dumnezeu ceva? Va mai fi interesat cumva Dumnezeu să-și deschidă din nou programul de știri pentru noi? Că noi suntem tare special și El trebuie să ne comunice. Așteptările trebuie să fie echilibrate, să nu venim oricum la închinare. Când vii la închinare, să aștepți să-ți vorbească Dumnezeu, dar în același timp să ai așteptarea de a te implica, de a face ceva pentru Dumnezeu, de a-i acorda atenția cuvenită Marelui și Suveranului Dumnezeu. Amin? Am început să mă gândesc săptămâna asta tot mai mult la ce înseamnă Dumnezeu pentru mine. N-am stat să mă gândesc oare câți tineri vor fi în seara asta la părtășie, la poarta cerului, cu cine mă voi întâlni, și când am știut că trebuie să fiu aici în această seară, am zis, Dumnezeule, oare cât de important ești Tu pentru viața mea? Hai să ne gândim sincer ce înseamnă o zi pentru noi. Ne trezim dimineața cu ochii umflați, intrăm, ne spălăm pe ochi ca să nu arătăm într-un mod ciudat în societate, ne îmbrăcăm repede, unii își iau ghiozdanul, alții mapa, direct la facultatea unde învață sau la liceu unde se duc, alții de dimineață ca să ajungă de vreme la servici și începe munca. Venim de la școală după 6-7 ore, deschidem calculatorul, întrebăm colega sau colegul, cum e, ce ai mai făcut? Deși ne-am întâlnit de o oră sau două și am povestit, am stat zeci de minute pe holul școlii, vin ceilalți de la servici după vreo 10 ore, alții după 12 ore, vin seara obosiți. Abia pucă să intre bine în casă, mai fac ce fac și se duce ziua. Ne trezim că e seară și undeva cei mai obosiți pe la 10, 10 jumate, 11 se pun în pat ca să se odihnească. Ziua următoare din nou trebuie să ne trezim, să fim fresh, proaspeți, pentru o nouă zi de muncă, alții pentru școală. Și uite că se duce ziua și mă întreb eu în această seară, oare cât de important e Dumnezeu pentru noi? Știți ce m-a frământat săptămâna asta? În ultima vreme mi-am pus următoarea întrebare, oare eu, și mă refer la mine în această seară, cât timp petrec cu Dumnezeu în fiecare zi? M-am uitat în urma vieții mele și am văzut o perioadă neagră, ciudat, o perioadă cu care nu mai vreau să mă întâlnesc în viața mea. Când trecea pur și simplu săptămâna pe lângă mine, așa cum trece viața uneori printre degetele noastre și nu o vedem. Vine minutul, ora, săptămâna, se duc zilele din viața noastră. Și ne trezim mai în vârstă, mai nu știu cum. Și m-am uitat la trecutul acesta în viața mea și am observat ceva. Știți ce? Trecea săptămâna aceea, o zi, două, luni, marți, miercuri. Și nu deschideam cuvântul lui Dumnezeu. N-aveam timpul meu de părtășie în rugăciune cu Dumnezeu. Și am zis, gândindu-mă săptămâna asta, oare așa trebuie să-L iubesc eu pe Dumnezeu? Am încercat să reflect puțin în apropierea zilelor pe care le trăim. Și m-am uitat colo și colo și colo și am văzut carențe în viața mea câte o zi, din când în când, în care uit pur și simplu sau mă văd trezindu-mă, făcând nu știu câte lucruri și nu deschid Biblia și nu mă rog. Și am fost tulburat personal și am zis, Dumnezeule, oare cât timp petrec eu, timp devoțional, de părtășie în fiecare zi cu Tine? Și atunci am gândit că noi s-ar putea să facem două greșeli majoritatea dintre noi. Cred că a început să devină Dumnezeu drag pentru noi numai două zile peste săptămână. Hai să zic maxim trei, că și un frate a zis că Domnul trimitea doi ucenici în misiune, maxim trei. Cred că pentru noi cam așa s-a întâmplat. Joia și duminica au devenit două zile în care Dumnezeu mai înseamnă ceva pentru noi. E ceva special să ai, și hai să nu uităm că a început din nou întâlnirile astea de sâmbătă seara, când poate e cea mai specială seara voastră. Dar în rest, Dumnezeu nostru, nu știu dacă mai e important de dimineața de când ne trezim și până la capătul zilei, când se scurg încă 24 de ore din viața noastră. M-am gândit la altceva, o altă greșeală pe care s-ar putea să o fi făcut majoritatea. Dumnezeu să nu mai fie singura prioritate în viața noastră. Știați că un om pocăit n-are voie să aibă mai multe priorități? Una singură, Dumnezeu. Într-o zi, unul din profesorii mei, deși nu e de confesiune penticostală, mă înțelegeam bine cu dânsul și mă oprește și zice, Iosif, vreau să te întreb ceva. Spune-ți, domn profesor. Poți să-mi spui și mie câte priorități ai în viață? Am stat, m-am gândit. Păi zic, depinde, Dumnezeu, școala, cariera, cum zicem noi, mai încolo cine știe, familia și alte, biserica, or fi mult.
Și bate odată cu pumnul așa în banca aceea unde stăteam de vorbă și zice: extraordinar, după 2 ani și ceva de facultate, ai început să-ți încarci mintea și viața cu N și N priorități. Și a uitat în detaliu, singura prioritate în viață este numai și trebuie să fie Dumnezeu. Și am zis: cum? Și a zis: Iosif, tu ce zici? Pentru mine familia, fiind căsătorit, având copii, slujbă și așa mai departe, ce zici? Familia este o prioritate? Și m-am uitat și am zis: pă, normal ar fi așa să fie lucrurile. Și a zis: fals! Pentru mine familia este responsabilitate, nu prioritate. A zis: totul în viață înseamnă responsabilități, activități, evenimente, situații, împrejurări, slujbe, cum vrem noi să le numim. Prioritatea este una singură, Dumnezeu. Mă gândeam la noi la țară, eu am crescut la sat. Vara oamenii iau cosa în spinare și se duc și trag cu cos. Și vine joia seara și pe la ora 6, ei nu pot să ia din nou coasa și să vină spre casă. Și să o pună frumos să se schimbe, fac un duș și să vină la biserică. Dacă mai au o postată, deși nu multă, hai să terminăm, doar o mai fi o joi seara. Știi ce înseamnă asta? Responsabilitatea omului e ca să-și cosească grădina și să facă o rânduială acolo. Dar ei uită să subordoneze responsabilitățile singurei priorități, și anume Dumnezeu. De aceea noi de multe ori peste săptămână nu ne trezim în casa lui Dumnezeu, că am uitat. Știți ce a făcut diavolul? A vrut să uzăm de termenul ăsta priorități. Dar dicționarul spune: prioritate înseamnă următorul lucru: ceva care este mai important la un moment dat. Și dacă eu zic mai important pentru mine acum e nu știu ce, mă întreb, Dumnezeu mai e primul? Și uite așa, nu ne mai gândim nici la timpul devoțional. Ne gândim ca să ne trezim cât mai repede, să nu întârziem la servici, că acolo e important, mai ales în perioada asta de criză. Și facem totul orientându-ne ca să ne pice nouă bine, din punctul acesta de vedere uman. Oare Dumnezeu cum se simte în astfel de situații? Cât timp petreci tu zilnic cu Dumnezeu? Ăsta e mesajul din această seară. Am uitat pe internet, accesam ceva și am dat de o scrisoare. Un tânăr, îngrozit că nu mai petrece timp cu Dumnezeu, s-a uitat la viața lui și s-a analizat. Și într-o zi a zis: Dumnezeule, vreau să-mi vorbești. Cum, necum, vreau să-mi vorbești. Și într-o zi Dumnezeu i-a vorbit și a zis: scrie. Și a început tânărul acesta să scrie și a primit o scrisoare ca și cum Dumnezeu i-ar transmite sau i-ar scrie scrisoarea aceea. Și ascultați în această seară ce a comunicat Dumnezeu. Când te-ai trezit, te priveam și mă gândeam că îmi vei vorbi măcar câteva cuvinte, cerându-mi părerea într-o problemă sau mulțumindu-mi pentru alta. Dar lucrul acesta bun nu s-a întâmplat în viața ta. Dar am observat că ești tare ocupat în ziua aceasta și încercai, plimbându-te prin casă, ca să-ți găsești un sacou cu care să te îmbraci, ca să arăți bine în oraș la întâlnirea pe care o aveai. Și fiți atenți! În timp ce te învârteai prin casă, pregătindu-te, știam că ai putea să găsești câteva minute să te oprești și să-mi zici, cel puțin, bună dimineața, Doamne! Și spune tânărul: dar erai prea ocupat, îi comunică Dumnezeu. La un moment dat, ai avut vreo 15 minute libere și te-ai așezat într-un fotoliu, apoi ai sărit în picioare dintr-o dată și am crezut că ai dorit să-mi vorbești, dar ai alergat la telefon. Ai chemat un prieten la o cafea în oraș și ai început să bârfești cu el, vrute și nevrute. După aceea te-ai întors acasă, păreai că ai o mulțime de lucruri de făcut și după ce ai terminat câteva din ele, ai dat drumul la televizor. Și auziți, prin fața ta au trecut tot felul de lucruri, care de care mai ciudat. Apoi am așteptat răbdător în timp ce îți luai cina, dar tot n-ai vorbit cu mine. Era târziu, cred, și te simțeai tare obosit după o asemenea zi, ai spus noapte bună la maică ta și te-ai culcat, dus, virgulă, dar nu înainte de a deschide din nou calculatorul pentru a-ți verifica mail-urile și a vedea cine te-a mai vizitat pe High Five. Așa ți-a trecut toată ziua și mie nu mi-ai spus niciun cuvânt. Poate nu înțelegi că în fiecare zi sunt lângă tine. Poate nu înțelegi că dimineața nu te-ai fi putut trezi să respire o gură de aer dacă n-aș fi fost Dumnezeul tău. Te iubesc, te prețuiesc lângă tine. Mâine dimineață va fi o nouă zi. Oare vei începe să comunici și să mă bagi în seamă că sunt Dumnezeul tău
și mai mult, prietenul tău care te-am creat. Întâmplarea asta m-a făcut să mă gândesc, tânărul acesta s-a gândit și am zis, Doamne, cât timp petrec eu în fiecare zi cu Tine? Știați că e prea mare o zi ca să-L sfidez pe Dumnezeu și să nu poți să-ți faci 10 minute într-o zi ca să petreci și să petrec timp cu Dumnezeu. 24 de ori trec pe lângă viața noastră și parcă, cum spunem noi în secolul acesta al vitezii, ode s-ar scurta viteza asta sau cumva să ne găsim timp în universul acesta lui Dumnezeu și să ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu, să facem din El prioritatea momentului și să putem înțelege nevoia asta acută a vremurilor noastre de a petrece timp cu Dumnezeu. Pun o întrebare în această seară. De ce totuși nu reușim să petrecem un timp zilnic cu Dumnezeu? De ce? N-ai stat să te gândești așa niciodată. Hai, analizează-ți viața în această seară, toți să ne uităm la viața noastră, de exemplu la ziua de azi, sau la ziua de ieri, care s-a scurs deja. Și gândește-te cum ai trecut prin ziua de ieri și poate nu te-ai oprit 5 sau 10 minute să stai de vorbă și să comunici cu acest Dumnezeu. Oare de ce nu reușim zilnic să avem părtășie cu Dumnezeu? Și eu mi-am notat mai multe motive. Primul, cred că nu ne-am făcut obiceiul să petrecem un timp zilnic cu Dumnezeu. Ce ziceți de aspectul acesta? Eu m-am uitat în viața mea la zilele acelea negre și la momentele din viață când apar anumite carențe, dar special la zilele acelea negre, și am realizat un lucru. Nu mi-am făcut personal obiceiul să petrec în vremea aceea un timp devoțional cu Dumnezeu. Știți că sunt unii care visează toată ziua bună ziua, ei numai visează. Visează când se vor căsători și cu cine. Asta e pentru noi ăștia burlaci. Ne gândim cum o fi cumva, sperăm să fie bine. Unii visează tot timpul când o să aibă ei prima mașină decapotabilă, se bată aerul mai tare, mai ales pe timp de vară când uneori simțim căldura aceea și nu mai putem să respirăm. Alții visează când o să fie în casa lor și o să își mobileze camerele cum vor ei și ca ei nu o să mai fie nimeni. Și m-am gândit că și din punct de vedere spiritual noi cam tot la fel tratăm lucrurile. Începem să visăm, o să avem într-o zi camera noastră, biroul nostru, ultima traducere a Bibliei și o să studiem și o să petrecem timp cu Dumnezeu și în vecii vecilor, pururi, nu mai vedem lucrul acesta. Se duc zilele și ne trezim din nou falimentari. Mulți visează. Noi nu înțelegem de multe ori nici diferența între viziune și a visa. Unii rămân la stadiul acesta de a visa. Știți ce înseamnă un vis? Știm cu toții că am avut multe visuri. Viziune înseamnă altceva, să vezi un loc, pe locul acela să vezi că poate exista o clădire care să devină o instituție sau știu eu ce, și nu doar să visezi cum să arate clădirea aceea, ci să pui visul acesta, dacă poți spune în ghilimele, să-l pui în aplicare. Asta înseamnă să ai viziune. Dar a visa înseamnă a rămâne la niște invenții, la niște gânduri, la niște lucruri care se născocesc la nivelul minții. Vreau să spun ceva în această seară. Ca să ne facem obiceiul bun de a petrece un timp devoțional cu Dumnezeu, fac următoarea afirmație. Totul pornește de la hotărârea de a face ceva. Credeți? Eu m-am uitat în viața mea. Totul a pornit de la decizia de a face ceva în subiectul acesta care îl dezbatem în această seară. Știți de ce Daniel nu s-a spurcat în Babilon? Care știe dintre noi care suntem în seara asta aici? Spune Daniel în capitolul 1, versetul 8, următorul lucru. Daniel, știi ce a făcut? A hotărât să nu se spurce. Credeți că dacă nu era punctul acela sau momentul deciziei de a lua acest angajament în viața lui, putea să se spurce și el cu mulțimea, că doar o fi departe de casă, Babilonul nu e acolo în ținutul lui, doar toți acum și-or trăi viața, vorba noastră. Știm, n-o repet în seara asta. Dar Daniel a luat o hotărâre și nu s-a spurcat. A fost importantă decizia lui. Totul în ce privește timpul devoțional, am impresia, pornește de la decizia mea. Într-o zi să spun, vreau să mă apuc de treabă. Și nu-i suficient. Știți cum se materializează o decizie în viață? Prin disciplină. Vreau să spun ceva în această seară. Hotărârea se materializează prin disciplină. Numai oamenii consecvenți în disciplină vor reuși
să-și finalizeze viața uitându-se în urmă și spunând: am petrecut un timp cu Dumnezeu în fiecare zi, slăvit să-i fie numele. În al doilea rând, de ce oare nu reușim să petrecem un timp devoțional zilnic cu Dumnezeu? De ce? Eu m-am gândit la următorul aspect uitându-mă în viața mea, la momentele acele negre din viață. Deoarece l-am înlocuit pe Dumnezeu cu altceva. Sunteți de acord? Ce înseamnă Dumnezeu pentru tine? Poate ne-l imaginăm pe Dumnezeu în tot felul de formalități, de imagini, încercăm să-l definim și nu reușim, că e greu să-l definești pe Dumnezeu. Dar când e vorba de propria mea viață, oare întrebarea se pune serios? Ce înseamnă Dumnezeu pentru mine? Hai să lăsăm pe vecinii, că așa ne place să micșorăm gardurile dintre noi și vecini, să-i vedem întotdeauna mai bine, să ne uităm numai peste gardul lor. Să avem grijă cu ochii aceștia. Spuneam la biserica vecină, biserica Elim, într-o duminică seara, problema asta ochilor, și-mi vine în minte în seara asta și simt că trebuie să o spun. Spune acolo: de ce vezi paiul din ochiul fratelui și nu vezi bârna din ochiul tău? Îți două principii aici. În primul rând, fiecare are ceva în ochi la un moment dat. Și altul, când încep să judec pe fratele meu, problema mea din start este mai mare decât problema fratelui meu. Că el are în ochi pai și eu am în ochi în momentul acela bârnă. Și o diferență enormă. Ar trebui să fim atenți la detaliul acesta. L-am înlocuit pe Dumnezeu cu altceva. Știți cum? Eu cred că în vremea asta suntem prea centrați pe două lucruri. Noi ce tine. În primul rând, lumea virtuală. Ce ziceți? Lumea asta virtuală, a calculatorului, a internetului, știți despre ce-i vorba. Ce zici? Ce ziceți? Că am fură timpul lui Dumnezeu, care ar trebui să-i-l acordăm în fiecare zi? Hai să vă dau câteva exemple. Messenger, High Five, ce să vorbim de lumea bloggerilor? Peste tot, www. Fiecare, unul zicea mai zilele trecute despre nu știu care site, cel mai vizitat luna asta, și începea să se laude ca să-l viziteze și alții luna următoare. Nu zic că informațiile care le accesez, multe dintre ele sunt utile, poate te ajută și mă ajut. Poate uneori comunici pe Messenger în America, foarte bine, de ce să consum banii pe telefon? Nu sunt potriva unor astfel de lucruri. Să nu mă înțelegeți greșit în seara asta, dar vreau să pricepem ceva. S-ar putea ca timpul tot mai mult petrecut acolo să-L înlocuiască pe Dumnezeu și să ne mulțumim. Am petrecut și azi un timp fain în spatele calculatorului, nu m-a văzut nimeni. Așa de ușor ne putem da drept alți. Unul din profesori, tot profesor de la București, a zis: într-o zi m-am pus la calculatorul fiicei mele, vorbea cu cineva acolo și zice: lasă-mă 5 minute să vorbesc și eu. Și tot vorbește, a încercat profesorul acesta să se pună fiind fiica lui și tot vorbea, și de la un moment dat cel cu care vorbea fiica lui zice: nu mai ești tu Andreea. Dar de unde știi? Păi zice, tu știi să tastezi altfel. Cine e la calculator? Imediat ne dăm seama de subtilități, de tot ce se întâmplă. Știți de ce? Mie spune asta că ne-am atașat prea mult, prea tare de astfel de lucruri. Ne dăm seama imediat de tot ce se întâmplă în lumea asta. Oare în lumea lui Dumnezeu ne dăm seama la fel de bine? Întotdeauna când se întâmplă ceva care îl deranjează pe Dumnezeu, care, dacă veți, lovește în Dumnezeu, imediat devenim așa de sensibili și să spunem: nu avem voie să facem asta. Dumnezeul nostru e dezonorat prin lucruri pe care le putem comite la un moment dat. Dar nu avem aceeași atitudine. Vreau să spun altceva în această seară. Știți ce cred eu că în vremea asta l-am înlocuit pe Dumnezeu? Materialismul acestui viac. Tot omul caută bani și plăceri. Și plăcere nu există fără bani. Că trebuie să deții anumite sume ca să poți să-ți permiți anumite lucruri, anumite luxuri. Și omul caută, intervine lăcomia asta, după avere, după aduna, după a câștiga. Și materialismul acestui viac. Dați-mi voie să spun, cunosc oameni care au 2-3 joburi, bravo lor! Dar dacă vin seara tot la ora 8, cum zicea unul, vin seara pe la ora 8 și sâmbătă lucrez și vai de mine și duminica dimineața nu mă pot trezi din pat, trebuie să stau până la 11. Cum să vii la biserică? După amiaza, dacă te-ai trezit, ai mâncat bine, te-ai întâlnit cu un prieten, te pui iară pe la 3 după masă obosit, cine știe dacă te mai trezești să vii duminică seara la biserică? Sau dacă vii suficient duminică seara? Ce ziceți? Dumnezeu e împotriva muncii? A munci? Nu e împotriva Dumnezeu.
Însă Dumnezeu e împotriva unui detaliu, când uităm să fim echilibrați în tot ce facem. Oamenii au zis, nu mai e suficient 8 ore, nu mai e suficient nici 10 ore, nu mai e suficient un job, trebuie două. Și unii, fiind și criză, fac tot posibilul. Știu, în țara noastră, nu în America sau nu știu unde, în Australia, în țara noastră, care au și 3 joburi. Fac ce fac și se descurcă. Bani au în buzunar, în cont încă mai există bani în viața lor. Și pot să beneficieze de resursele astea și să le manevrez. Dacă îmi stau și mă uit la viața lor spirituală, e praf. Nu vedeți, așa s-au dus unii și în străinătate, la 300 de kilometri de biserică. Te-ai dus săptămâna asta la biserică? Nu. Hai că îl trecem cu vederea. Te-ai dus săptămâna următoare? Nu. Trece o lună, două luni, o jumătate de an, un an și mai vin unii după ani de zile și zice, frate, apă n-am putut. Bine că o băga CD-ul în casetofon și o mai auzi și el din când în când o predică cu fratele Nelu Filip. Sau cu fratele Nelu Brie sau cu nu știu care. Că aud frați, frate Nelu, scuzat, mergând prin țară și spun, ne bucurăm foarte mult că mai putem să auzim câte un CD-ul cu câte un frate păstor din România care mai predică Evanghelia, că ei n-au timp de biserică și-s departe. Dar cine a pus tocmai acolo, în străinătate, la kilometri de biserică, doar ca să câștigi? S-o ducă bine din punctul acesta de vedere. Și lumea asta materialismului i-a cucerit pe toți și l-am înlocuit, am eu impresia, pe Dumnezeu cu altceva. Și nu mai avem timp de părtășia asta zilnică cu Dumnezeu. În al treilea rând, ce ziceți? De ce nu reușim să petrecem un timp zilnic cu Dumnezeu? Știți al treilea motiv pe care l-am descoperit? Deoarece nici părinții noștri nu-și fac timp să aibă părtășie zilnică cu Dumnezeu. Ce ziceți? Hai să ne uităm în casele noastre. Hai să ne analizăm viața de mici până în momentul acesta. Și să ne uităm la noi și să ne uităm la părinții din casa în care am crescut. Și hai să punem semnul legal în dreptul nostru și al lor. Și să punem următoarea întrebare. Eu petrec un timp zilnic cu Dumnezeu, dar părinții mei. Și am impresia că uneori suntem influențați în sensul acesta de ceea ce se întâmplă în casa noastră, nu de ieri alaltăieri, și de ani de zile. Se trezește părintele dimineața, repede și el se ostenește toată ziua să ne ofere un confort, vine seara târziu, obosit de numai, se pune la o dignă, că urmează două zi. Și nouă ne place confortul și vrem să avem părinți cât mai harnici. Și e o binecuvântare lucrul acesta. E o binecuvântare să crești într-o casă cu astfel de părinți. Vreau în această seară să fim atenți la un detaliu. Nu cumva să dăm vina prea tare pe părinții noștri. Acum să zicem, apă, nici părinții noștri nu se trezesc dimineața la rugăciune, nu cântă niciodată dimineața sau seara, nu citesc din Biblie, se mai alimentează și ei de la biserică și să dăm vina pe părinții noștri. Că doar noi om crește în casa lor până ne-o muta. Și tot părinții îți devin. E adevărat că într-un fel suntem influențați, că părinții au o influență în viața noastră. Dar să nu facem greșeala asta. Cineva spunea în felul următor și i-am dat dreptate. Prea puțin copii într-o casă ajung mai sus spiritual decât părinții lor. Eu sunt de acord cu vorba asta. Prea puțin copii, nu zic că nu sunt, ajung mai sus spiritual în casa lor decât părinții. Așa cum sunt părinții, îi copiem de multe ori, așa suntem noi. În multe și multe circumstanțe. Știți ce m-a influențat pe mine cel mai mult și știți ce ne influențează pe noi cel mai mult? Fie în bine, fie în rău? Părinții noștri. De multe ori suntem influențați și noi suntem într-un fel copia părinților noștri. Și suntem influențați în sensul acesta. Vreau să spun ceva în această seară pentru toți care suntem aici. Mi-am notat pe foaia aceasta și am scris mare. Casa în care părinții implementează un timp zilnic de părtășie cu Dumnezeu, copiii lor devin, sigur, oameni mari. Repet, casa în care părinții de mici, când sunt copiii mici, implementează un timp devoțional cu Dumnezeu, copiii din casa aceea devin oameni mari. Și cunoașteți în decursul istoriei, citind cărți despre cutare și cutare, care a crescut într-o casă deosebită cu oameni hăruiți de Dumnezeu și a avut timpul acela cu Dumnezeu, fie de rugăciune, de studierea cuvântului, de post, crescut în armonia aceasta și oamenii aceia au devenit oameni al lui Dumnezeu. E un detaliu deosebit de important, m-am uitat la bunicul meu. Să știți că funcționează nu doar să te uiți la mama și la tata și important să ne uităm și la bunici. Are 90 de ani și un pic,
Dar cred că de câțiva ani de zile nu există zi să nu-l văd pe la amiază, seara, fie dimineața, să nu deschidă cuvântul acesta lui Dumnezeu și să-l citească. Să știți că nu ușor la 90 de ani să citești. Poate eu citesc două capitole până citește bunicul meu trei versete, dar își face timp în fiecare zi să citească. Asta mă obligă pe mine și mai mult, că am în casă un model a unui om care a trăit și trăiește pentru Dumnezeu. Și pot să-i mulțumesc în seara asta lui Dumnezeu că mi-a lăsat un asemenea exemplu în casa în care locuiesc. Să știți, casa aceea va arăta altfel. Dacă învață părinții noștri și noi alături de ei, toți învățăm. Nu dăm vina pe ei și ne vedem de treburile noastre. Toți învățăm și punem în aplicare principiul acesta. Să avem timp devoțional de părtășie zilnică cu Dumnezeu. Apoi, în al patrulea rând în seara asta. Știți de ce nu reușim să petrecem un timp devoțional cu Dumnezeu? Eu mi-am notat aici. Deoarece cred că ne-am prea obișnuit cu lucrurile spirituale. Nu știu cât sunteți de acord cu detaliul acesta. Eu m-am uitat uneori la momentele de rutină, că și în viața mea ca slujitor vin momente de rutină. Și m-am gândit atunci în felul următor, am zis, Dumnezeule, nu cumva eu m-am prea obișnuit cu lucrările tale spirituale? Să știți că ele sunt spirituale, rugăciunea e spirituală, cântarea e spirituală, predica e spirituală și sunt alte lucrări, dărnicia și așa mai departe, sunt spirituale în sinele lor. Dar noi de multe ori ne-am obișnuit cu lucrările astea spirituale. Hai să vă spun ceva în această seară. Ne-am cam obișnuit cu venitul și plecatul de la biserică. E ceva natural, normal să vii duminică dimineața, să te așezi frumos pe scaun, să stai 2-3 ore și când se termină programul să mergi acasă. E normal și pentru mine. Și văd de multe ori că ne-am prea obișnuit. Ne-am prea obișnuit, dacă vreți, cu Biblia. Păi nu se citește toată săptămâna și în seara asta. Din nou s-a citit din Biblie. Că s-a citit un verset și nu 10. E altceva, dar din nou s-a citit. Din nou se citește joia seara, din nou nu știu când și ne-am obișnuit. De ce să mai deschidem și noi? Nu vedeți că astăzi o avem pe telefon? Majoritatea proiectăm pe retro. Și vorba cuiva, un bătrân cu experiență, cărunt omul acesta, a zis, niciodată nu vei înțelege și nu vei ține minte Biblia ca atunci când deschizi și dai filă cu filă și citești tu ceea ce a lăsat Dumnezeu. Pe internet, de exemplu, citești 5 pagini și nu ții minte că atunci când citești acele 5 pagini dintr-o carte, le ții mult mai bine minte și se implementează mult mai bine în viața celui care face lucrul acest. Ne-am obișnuit, vreau să spun în această seară, și cu predica. Unele mai slabe, altele mai bune, dar ne-am obișnuit. Ne-am obișnuit, să știți, avem predici pe internet, cum spuneam mai devreme, pe CD-ul. Dacă vrei, dai drumul la casetofon și asculți. Puțin mai au casetofoane acum, avem ceva mai special, nu tehnica, e la mare rang în vremea asta. Dar dacă vrem, putem să uzăm de lucrurile acestea. Spun altceva în seara asta, poate o să ne șocheze. Ne-am obișnuit și cu lauda și închinare. Și credeți-mă, dacă mai durează 50 de ani, penticostalismul devine, dacă nu 100%, în proporție de 90% tradiție. Pentru că cineva s-a gândit să compună o piesă, s-a rugat și poate Dumnezeu l-a inspirat. Și să știți, sunt frumoase cântările astea. Ce mare ești tu! Nu-i mare Dumnezeul nostru! E un Dumnezeu măreț! Dar peste 50 de ani, dacă venim aici în față și începem să cântăm, știu eu, cu ce instrument, cântarea asta e tradițională deja pentru noi și nu o să-ți mai miște inimile, că devine din nou rutină. Ar trebui să ne punem din nou și să zicem, Doamne, inspiră-ne să compunem alte cântări. Să fim din nou, bine zicea salmistul, îi place lui Dumnezeu și cântarea aceea nouă și inspirat, pe care să ne-o trimită Dumnezeu și să o cântăm. Dacă mereu vom cânta cântările astea, vom uza ca și de harfă. Cântăm mereu și mereu și ne trezim în câte o dimineață pe la țară, 2 sau 3 în Sfântul nume. Și ne uităm unii la alții și nici o pasiune și nici un drag de cântare și nici un chef și câte unul mai și zice. Zice, mai bine stăteam acasă. Sigur că mai bine. Că dacă vii fără tragere de inimă și nu te pasionează nimic când faci lucrarea lui Dumnezeu, mai bine am fi făcut lucrul acesta și am fi fost mai câștigați cel puțin pământești. Ne-am obișnuit și cu rugăciunea, și cu colecta. Vorba unui coleg tare mi-a plăcut. Zice, se întoarce un frate acasă de la biserică, zice, frate, așa m-am emoționat în ziua asta la biserică. Cum? Zice, așa l-am simțit pe Dumnezeu prin inimă, întremura inima, frate. Dar zice colegul acesta al meu către el, zice, buzunarul nu ți-a tremurat.
Nu observați, vorba unui lucrător, noi facem colecta toți în jos. În seara asta s-a făcut în picioare și cred că la dumneavoastră obișnuiți așa, foarte bine. Stăm pe portofelele noastre și nu ne mai mișcă nimic. Ne-am obișnuit și cu acel un leu să-l dăm la colect. Știți povestea aceea, s-a întâlnit o bagnotă de un leu cu una de 100.000. Și zice, unde ai fost, că nu te-am mai văzut? Pa, de 100.000 prin cazinou, restaurante, pe nu știu mai unde. Asta săraca de un leu zice, apă duminică de duminică tot la biserică, că nu știu să mă pun altundeva. Aș vrea să spun altceva în această seară. În al cincelea rând, trece timpul, dar vreau să amintesc detaliile acestea. Știți de ce nu reușim să petrecem un timp devoțional în fiecare zi cu Dumnezeu? Deoarece mi-am notat aici, delăsarea majorității ne face să fim la fel. Ne comportăm la fel de multe ori ca și majoritate. Delăsarea celor mai mulți are o influență deosebită în viața noastră. Știați că cei mai mulți, de exemplu la închinare, sunt spectatori? O statistică în ultima vreme la nivel de glob spune felul următor. În ce privește bisericile evanghelice, 14-15% mai fac ceva, se implică în domeniul acesta spiritual. Restul, ca la meciul de fotbal, stăm și consumăm. Și vrem să vină totul pe tavă, să primim tot. Că Dumnezeu trebuie să fie bun și să ne dea întotdeauna specialități pe care le dorim noi la comandă. Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu cere ca toți, că El a zis, ogoarele sunt gata de recoltă. Și n-a zis, tu Petre, ai grijă că tu trebuie să lucrezi. N-a zis, tu Ioane și pentru restul nu. Voi ucenici, ne-a chemat pe toți să mergem în lumea asta, să câștigăm lumea pentru Hristos, pentru împărăție și să fie salvați oamenii pentru cer. Dorește de la toți Dumnezeu implicare, dar delăsarea majorității ne-a făcut și pe noi să fim delăsători. Și nu mai putem să avem timpul acela devoțional cu Dumnezeu. Majoritatea vorbesc prea puțin despre Dumnezeu și prea mult despre altceva. Cam câte cuvinte folosim în fiecare zi? Hai să vă întreb pe voi, băieți, noi tineri, ca să nu întrebăm fetele în seara asta. Vorbim mult în fiecare zi. Oare cât vorbim despre Dumnezeu? Oare cui mai comunicăm ceva despre Dumnezeu? Într-o zi, nu mi-am propus, că nici eu, întotdeauna când circul cu trenul, cu autocarul, cu mașina, nu-mi propun întotdeauna să vorbesc despre Dumnezeu. Sunt uneori de lăsător și îmi pare rău. Dar într-o zi m-am trezit singur în compartiment, văd un tânăr în afara compartimentului, se tot uita pe geam, se uita în compartimentul meu, ieși și eu afară. Intru în vorbă cu el, îmi zice că e undeva de pe la Gherla, povestesc mai multe, intru în compartiment și din vorbă în vorbă ajung să discut despre Dumnezeu și ajung să discut cu el despre botezul în apă. Și zice el, pe la noi așa, la voi cum e? Și eu, mi-a venit atunci în minte următorul gând, măi, eu am Biblia la mine, uite cum e. Dacă ți-a spune din mintea mea, poate nu mă crezi, hai să deschidem Biblia și să citim. Și am luat, de unde scrie din Matei 28 cu versetul 19, duceți-vă și faceți uceniți din toate neamurile botezându-i. Și am citit, m-am dus în Faptele Apostolilor și în toate celelalte texte. Și a zis, wow, eu n-am știut până în această zi că în Biblie scrie așa ceva. Era șocat pur și simplu și a zis, mă tem, tânărul acesta avea vreo 17-18 ani, a zis, mă tem că mi se scurg zilele și anii. Și am ajuns în biserică, cineva m-a botezat, nu știu cum, și nu știu ce s-a întâmplat cu mine și mă întreb acum mai serios, unde mă duc? Uite cum din vorbă în vorbă poți să ajungi să vorbești despre Dumnezeu și dacă mai avem și Biblia la noi, să le dăm oamenilor să citească negru pe alb și în fața ceea ce scrie, mai ales din Biblie, că oamenii mai cred cât de cât în Biblie și au o anumită temere față de cuvântul lui Dumnezeu. Dar majoritatea vorbesc prea puțin despre Dumnezeu. Majoritatea dau vina și asta mi-e ciudă, pe lipsa de timp. N-am avut întotdeauna 24 de ore. Nu știu cât ați auzit despre știrea care circulă acum și cred că se va împânzi tot mai tare că anumiți oameni specialiști de știință vor să demonstreze că o zi nu mai are 24 de ore, are numai 17 ore. Cumva că s-a modificat nu știu ce în structura planetei și vezi, Doamne, orele acestea s-au micșorat, fără să-L întrebe nimeni pe Dumnezeu care a creat o zi și care a stabilit totul. Și cumva să ne introducă nouă oamenilor în minte ideea următoare, păi tocmai de aceea n-avem timp. De aceea ne stresăm și ne consumăm în fiecare zi și să spună societăți mai încolo, uite că nu mai avem 24 de ore, pe atunci cum să-ți faci timp pentru Dumnezeu?
Că și astea 17 ore se scură repede, fals. De când a creat Dumnezeu pământul și a lăsat o zi, tot 24 de ore a avut oamenii. Și eu, și voi, și toți. Apoi aș vrea să spun, în această rând, în această seară, știți de ce nu reușim să petrecem un timp cu Dumnezeu? Deoarece păcatele noastre rup părtășia cu Dumnezeu și ne fac indiferenți. Un păcat azi se repetă poate mâine sau peste două zile, același păcat, și din nou se repetă și frecvența lui ne face pe noi, pe mine și pe toți care suntem în seara asta păcătuind, ne face indiferenți. Păcatul nu face altceva decât rupe părtășia dintre mine și Dumnezeu. Și îmi dau seama la un moment dat că nu mai am aceeași părtășie de ieri și de săptămâna trecută cu Dumnezeu și sunt tot mai pasiv și mai indiferent. Asta face păcatul. Cineva zicea, bine, păcatul te depărtează de Biblie și Biblia te depărtează de păcat. Mi-a plăcut un frate luni seara, la tineret, la Biserica Elim, a zis în felul următor, și sunteți aici câțiva de la Elim în această seară. A zis, fetelor, dacă vreți să vă căsătoriți, cereți băiatului prima dată Biblia, Biblia lui. Și uitați-vă așa, dați pagină pe pagină prin Biblie și vedeți cam cât s-a studiat și s-a citit Biblia aceea. Dacă nu poți să dai pagină după pagină, că e nouă, dar praful numai deasupra pe coperți, lasă-l în treaba lui și du-te. Și a zis și invers. Noi băieții, să lăm Biblia fetei, și să dăm pagină cu pagină și să ne uităm, e subliniat ceva acolo, e studiat. Dacă nu vedem asta, să o lăsăm în treaba ei. E foarte important detaliul acesta. Știți ce a subliniat acolo? A zis, noi obișnuim de multe ori și la învoane să punem, frate, zice, dacă îl pui la un îndemn, zice, știe să stăpânească fratele Biblia. Și dânsul a spus, bine ar fi cei ce se ridică să fie stăpâniți de Biblie. Amin. E foarte adevărat lucrul acesta, din Biblie se nasc principiile dumnezeiești și principiile astea nu putem să le avem fără Biblie. Mergând cu mâinile în buzunar și ne trezim dintr-o dată super sfinți, super spiritual, ne căsătorim bine, ne alegem locul de muncă bine, suntem prea fericiți în viață și toată lumea se uită la noi și ne strălucesc fețele. Nu există așa ceva, fără Biblie, nu se poate. Altcineva spunea, păcatul te depărtează de rugăciune. Nu mai ai chef să te rogi, nu te mai rogi. Rugăciunea te depărtează de păcat. Să vezi cum fuge diavolul și nu mai găsești pe ulița ta și în casa ta, numai să te pui pe rugăciune și să strigi către Dumnezeu care e atotputernic și poate să miște lucrurile și istorie. Asta face rugăciunea. Dar să știți, păcătuind și păcătuind, ne vom depărta de rugăciune. Păcatul ne îndepărtează și de biserică. La mol așa mergem în grabă, numai să ajungem duminică seara. Să nu ne prindă un pic trecut de ora 8. La biserică venim agale. Cât e ceasul? 6 fără 5. Dacă ajungem pe la și 10, e bine. Știți ce a zis cineva? Ne avem impresia că Dumnezeu ne motivează tot câte 100 de absențe odată, ca și dirigintele nostru. Asta s-o credem noi. Dumnezeul nostru e prea fidel, prea sincer, prea corect, să nu țină cont de anumite detalii importante, printre altele și aspectul acesta. Păcatul, dacă vreți, îți mută atenția de pe Dumnezeu pe faptele săvârșite. Nu vedeți că tot făcând un păcat repetat, nu te mai poți concentra la Dumnezeu și nu mă mai pot. Ce să mă mai gândesc eu dimineața la Dumnezeu sau seară? Mintea mea e tot acolo la păcatul acela care macină ființa și nu pot să-l mai scot afară din viața mea. Și concentrația aceasta care ar trebui să-i fie acordată lui Dumnezeu această atenție, dintr-o dată se mută pe faptele nelegiuite ale noastre, care le comitem din când în când și câteodată foarte des. Păcatul ne umple mintea cu mizerii, făcându-ne ineficienți. Nu mai putem să fim eficienți dimineața la timpul de rugăciuni, nici seara. Te pui și zici, Doamne, îți mulțumesc, și ca cineva care îmi spunea, zice, de multe ori încep să număr până la 10 când mă rog. Și la învonul bisericilor, vai, ce mare ipocrit. Când am auzit lucrul acesta, m-am cutremurat, de am avut impresia că pică tavanul pe mine. La învonul bisericii, zice, până să roagă frații, eu număr de la 1 până la 10, că m-am plictisit tot rutina aceea. Nu e un mare ipocrit și nu e o mare fățărnicie lucrul acesta, fără să ne dăm seama. Uite cum ne umple păcatul mintea cu mizerii. Ultimul lucru în această seară, legat de aspectul acesta, de ce nu reușim să petrecem timp cu Dumnezeu? În definitiv, eu am tras următoarea concluzie. Îl iubim prea puțin pe Dumnezeu. Îl iubim prea puțin pe Dumnezeu. Și am să vă dau un test în această seară. Când iubești pe cineva, cât timp acorzi acelei persoane? Cât atenți?
Mereu caut să fim preajma acelei persoane. Să comunici. Dacă l-am întrebat pe fratele Nelu sau pe frații căsătoriți în seara asta, când dânsii au fost îndrăgostiți, comunicau azi cu prietena lor și apoi peste o săptămână, peste două săptămâni. Atunci nu știu dacă era nu era telefon în perioada fratelui Nelu. Dar oricum scrisori și căutau lucrul acesta. Uite că noi numai pe Dumnezeu îl ocolim. Când iubești, am învățat un lucru, ești în stare de mari sacrifici. Dar pe Dumnezeu îl anulăm. Ce să mai facem sacrificii pentru Dumnezeu? Mai e important să ne sacrificăm? Nu mai e important. Pe Dumnezeu îl lăsăm așa mai moale. Că oricum vorba noastră până la Dumnezeu ne papă sfinți. Și ni se par kilometri până la Dumnezeu și uneori ne gândim, ne mai bagă Dumnezeu în seamă, mai are timp de noi, că sunt atâția pe glob, ne ducem cu gândul în India și prin China și nu știu pe unde. Dumnezeu are timp de toți, are cea mai bună contabilitate și cea mai eficient. Trăiască El în seara asta. Cred că ăsta e un motiv. În definitiv, îl iubim prea puțin pe Dumnezeu. Pun o întrebare în această seară. Ce ziceți? Oamenii lui Dumnezeu au petrecut timp cu Dumnezeu în fiecare zi? Ce ne poate lămuri pe noi în seara asta? Dacă am deschide aparatul de știri, cei de acolo nu ne vor vorbi de azi. Dacă o să luăm un ziar, știu ce ziar în Timișoara important, îl iei și citești, nu o să spună că oamenii lui Dumnezeu au petrecut sau nu timp cu Dumnezeu. Dar cartea asta în care citim, și important să o studiem, ne spune că oamenii lui Dumnezeu au avut un timp devoțional în fiecare zi cu Dumnezeu. Și auziți, Psalmul acesta 3, Doamne, auzi un glasul dimineața, dimineața îmi îndrept rugăciunea spre Tine. Credeți că autorul David, împăratul, se raportează și ne spune nouă, dimineața mă rog și mă mai rog peste două săptămâni? Mă mai rog când vine încercarea și războiul cu nu știu care popor? Expresia asta, dimineața îmi îndrept rugăciunea, ne face să înțelegem și să deducem în seara asta frecvența cu care El se ruga, adică în fiecare dimineață. Și îndrepta rugăciunea spre Domnul și aștepta să trimită Domnul, să deschidă cerul și să trimită răspunsul. Vă citez altceva, Psalmul 119, versetul 164. De șapte ori pe zi te laud. M-a mirat mult omul acesta. Nu știm cu exactitate care e autorul acestui psalm. Unii spun despre cineva, alții despre altcineva. Nu contează la urmă urme numele, chiar dacă e un anonim. De șapte ori pe zi te laud. Trebuie să împarți bine timpul, mai ales acum când e secolul viteze și ne grăbim foarte tare, ca să poți să-ți faci timp și să iei reperele astea în viață și să spui de șapte ori pe zi laud pe Dumnezeu. Foarte important. Daniel știi ce a zis? Vine criza peste Daniel, încercarea și zice omul ăsta, putea să zic, 30 de zile, da, Dumnezeule, nu m-am închinat destul. Ce săptămână a trecut? Dimineață de dimineață m-am trezit și m-am trezit uneori foarte devreme ca să mă închin înaintea ta. 30 de zile acum îmi oferi și tu concediu. Să știți că singurul care nu ne oferă concedii, în sensul acesta, este Dumnezeu. La Dumnezeu nu merge, luăm o pauză, ne mai răzgândim acum plin de pasiune, de viață, Doamne, mai avem nevoie de o pauză. Nu merge așa. Și ce spune Daniel? De 3 ori pe zi, Daniel 6:10, îngenunchea și se ruga și lăuda pe Dumnezeu cum făcea și mai înainte. Nu doar în perioada de criză. Bate criza la ușa noastră și acum închid ușa bine, pun dacă se poate două lacăte, să nu mă vadă nimeni, să nu mă audă nimeni și să mă audă numai Dumnezeu. Dumnezeu le fă ceva. Că disper din punct de vedere financiar, din punct de vedere spiritual, nu știu de care, fizic mă simt slăbit. Nu doar când vine criza, cum făcea și mai înainte. Ăsta e un mod de viață. Un reper pentru noi în seara asta, Daniel. Avea timp devoțional cu Dumnezeu. Merită să urmăm asemenea exemplu. Avem și în Noul Testament un exemplu. E vorba de o femeie de 84 de ani. Ai zice, ce mai căuta femeia asta la templu? La 84 de ani după decepții în viață, i-a murit soțul, n-a reușit să trăiască nu știu cu timp împreună cu el, a avut alte lucruri prin care a trecut experiențe dureroase în viață. Avea și 84 de ani, alții s-ar plânge de reumatism, alții ar fi stat liniștit acasă, acum ne înțelege și fratele păstor și comitetul bisericii, dar femeia asta era nelipsită. Era acolo la templu și auzi ce spune Biblia. Slujea zi și noapte lui Dumnezeu cu post și rugăciuni. Asta nu înseamnă, mă gândesc eu, că postea în fiecare zi, că și la vârsta ei era cam greu, dar când accentuează și rugăciuni,
Ar fi o falsitate dacă femeia asta n-avea un timp cu Dumnezeu. În fiecare zi, ca Biblia să sublineze că sluja în modul acesta constant lui Dumnezeu. Îmi plac astfel de oameni care, deși la o vârstă înaintată, când te uiți la viața lor, poți să iei ca și repere în istorie și să spui, merită astfel de oameni urmați. Oamenii lui Dumnezeu sunt exemple pentru noi. Cineva spunea la un moment dat, exemplul nu este un mod de a ne influența. Exemplul cuiva nu este un mod de a ne influența, ci singurul. Uneori doar exemplele unor oameni ne mai mișcă și ne influențează, dându-ne motivația să facem ceva. Știați lucrul acesta? În final, aș vrea să spun în această seară, în concluzie, e 8 fără 9 minute, ce putem face pentru a începe să petrecem un timp zilnic cu Dumnezeu? Hai să ne gândim și la soluții. Se poate face ceva sau nu se poate face? Că dacă nu se poate face, am pierdut și seara asta degeaba. Am venit, am cântat, ne-am mai rugat și am stat aici și ne întoarcem din nou acasă și am zis, am mai fost încă o seară, a început din nou anul acesta tineretului la părtășie. Dar, dacă se poate face ceva, am realizat un mare lucru. Unii oameni zic că vor să facă câte o minune și să fac de minune. Ăștia-s mari nenorociți. Dar noi să nu fim dintre aceia, noi să fim dintre aceia nu să facem minuni, ci să devenim minuni. Știți cum putem? Dacă vom începe de mâine dimineață să petrecem timp cu Dumnezeu și să începem să luăm în serios lucrarea aceasta a devoțiunii noastre, a părtășiei cu Dumnezeu, vom deveni o minune în ochii lui Dumnezeu și se va uita Dumnezeu la noi din cer și va zice, extraordinar, mai am un copil, încă unul pe tera, care știe în fiecare zi să-mi comunice ceea ce simte în inima lui. Se simte onorat Dumnezeul acesta al nostru. Dacă nu-l băgăm în seamă, și trec zilele și săptămânile și ne uităm la biserică, la câte o cântare frumoasă, cântarea mai dăm și noi din buze și ne mirăm și ne minunăm de ceea ce a putut să compună și să scrie cineva. Aș vrea să fim foarte atenți la detaliile acestea. Ce putem face pentru a începe să petrecem un timp de părtășie cu Dumnezeu? Primul lucru, identifică piedicile. Eu sunt chemat în seara asta să identific piedicile. La ce mă refer? Ce te-a împiedicat și ce m-a împiedicat să am un timp zilnic de părtășie cu Dumnezeu? Foarte important. Dacă nu sunt în stare din seara asta să identific piedicile din propria mea viață, uitându-mă la eșecurile și la carențele acelea, la lipsurile de părtășie cu Dumnezeu, nu voi reuși să am un timp de părtășie cu Dumnezeu. Știi ce înseamnă asta? Poate accesarea prea multă a internetului o piedică în această seară. Ia să ne gândim bine cu toți. Prea multă, nu de fel, prea multă. Știi ce vreau să spun în această seară? Folosește internetul și nu te lăsa folosit de el. Cineva a zis că a dat cu televizorul de pământ ca să nu dea televizorul cu el. Dacă suntem influențați prea tare de ceea ce înseamnă internet, decât să dea el cu noi de pământ, îmi permis și expresia asta în această seară, să dăm noi odată bine cu el pentru totdeauna. Spun din nou, să folosim internetul, să nu ne lăsăm folosiți de el. Există riscul acesta. Spun altceva, poate compania unui anturaj nefast, prietenii aceia care nu sunt nici ei în compania lui Dumnezeu, nu-L iubesc și nu-L îndrăgesc nici ei pe Dumnezeu, ăștia ne împiedică și pe noi să petrecem timp cu Dumnezeu, că petrecem mai mult în compania lor și nu știu ce lucruri facem. Știți, vorba cuiva a zis, oamenii te vor apropia de Dumnezeu, dar tot oamenii te pot depărta și mai mult de Dumnezeu. Și când te depărtează astfel de cercuri de prieteni de Dumnezeu, să nu te gândești că tu singur o să ai timp devoțional cu Dumnezeu și ei săraci, toată ziua bună ziua îl neglijează pe Dumnezeu și îți văd de treburile lor. Asta nu se întâmplă. Întotdeauna dacă suntem într-un cerc de oameni care ei trăiesc o viață negativă, avem șansă într-un an de zile sau știu eu cât să devenim ca ei. Și dacă suntem într-un cerc de oameni buni, cu influențe pozitive și noi suntem mai răi, mai slabi, spiritual, avem șansa, atașându-ne de ei, să devenim oameni puternici din punctul acesta de vedere. Există o influență deosebită. Poate prea multă muncă, cum spuneam mai devreme. Am un principiu aici. Muncește pentru a trăi. Asta spune și Dumnezeu. Să nu trăiești cumva pentru a munci. Sunt oameni care trăiesc numai pentru a munci. Noi să muncim pentru a supraviețui. Asta ne cere Dumnezeu. Aș vrea să identificăm piedicile în seara asta. Nu știu care sunt piedicile din viața ta, dar tu le știi prea bine. Eu le știu din viața mea, v-am spus câteva în această seară. Doi,
Ce putem face ca de mâine să petrecem un timp cu Dumnezeu? Să începem să avem timp devoțional cu Dumnezeu. Al doilea lucru, fă-ți un program. Repet, să ne facem un program. Credeți că noi ne-am trezit la ora 7 dimineața și a merge la școală la ora 8? Când începem cursurile, dacă n-am avea un orar acolo, cu un program bine stabilit de la ora 8 la ora 10, nu știu ce materie. De pe clasa 1 am învățat lucrul acesta. Că e important să ne ținem de un orar. Poate atunci l-am văzut prima dată. ABCD și nu mai știu ce. Am avut un orarul acela. Dar ne-am dus la școală după acel orar, fiindcă el stătea încadrat într-un program. Foarte important. Să începem să ne facem un program în privința timpului devoțional. Asta înseamnă să stabilesc o oră când mă întâlnesc pe Dumnezeu și am timpul meu cu Dumnezeu. Dacă nu voi stabili ora aceea, să zic dimineața la ora 7 sau seara la ora 10, dacă nu stabilesc, nu o să am timpul acela cu Dumnezeu, nici prin gând să nu-mi treacă lucrul acesta. Am văzut, dacă nu mi-am stabilit un program, nu am reușit. Și stabilindu-mi, dacă nu sunt atent în fiecare zi, că spun altceva în această seară, obișnuiește să notezi cum ți-ai petrecut timpul cu Dumnezeu. Dacă ne luăm un carnețel sau ceva, un caiet și notăm ce s-a întâmplat la timpul de rugăciune sau ce am studiat în ziua aceea, lucrurile acelea o să ne marcheze viața și o să ne influențeze și pentru a doua zi. Și când ne uităm în trecutul nostru, o să fim fericiți că avem experiență și ieri și alaltă ieri și în urmă cu o lună și ne putem uita și noi și nu numai, și alții, la felul în care am petrecut timp cu Dumnezeu. Într-o zi, un coleg mi-a deschis un caiet în față. Am învățat multe, avea vreo 40 și ceva de ani, căsătorit, multe despre timpul devoțional. Mi-a plăcut mult, m-a luat deoparte într-o zi și a zis: Iosif, m-a întrebat la ce oră mă trezesc dimineața, cum stau cu timpul de părtășie, și m-a arătat vreo două caiete scrise și zice: uite aici, acum mi-am făcut programul de câțiva ani de zile în urmă. Și mi-a arătat, dimineața cu tare m-a rugat pentru cu tare, cu tare pentru cu tare. Și se uita în urmă pe filele istoriei și în urmă cu câțiva ani de zile vedea o rugăciune. Și se uita acum, în viitor, și zicea, m-am rugat în anul cu tare, a trecut un an, doi, trei și peste 4 sau 5 ani a văzut răspuns la rugăciune. Dacă nu notăm și uităm, de multe ori așa generale rugăciunile noastre, că dacă ne întreabă cineva după un minut ce am rostit, cum ne-am rugat, nici nu mai ține minte. Singurul lucru, Doamne, binecuvintează-ne, că de asta avem nevoie toată ziua. Când ne facem un program, e foarte important să fim disciplinați. Consecvența nu există fără disciplină. E foarte important. Pentru asta e nevoie de un lucru, asumarea responsabilității. Nu-i suficient să-mi fac un program și să-l pun în cameră la tata și la mama sau să-l pun, nu știu unde, pe un perete mare, la ora cutare, seara mă întâlnesc cu Dumnezeu și comunii. Și intră bunicul și intră tata și mama, vecinul, nu știu care, în cameră și vede, bă, ce s-a întâmplat cu copilul ăsta la ora cutare? Ia să afară, speriați că vine ora în care să petrești timp cu Dumnezeu, dar pe noi nu ne găsește nimeni pe acolo, stând cu Dumnezeu în părtășie. Aș vrea să spun ultimul lucru. Știți ce trebuie să facem? Să începem cât mai repede. Sunt unii care zic cam în felul următor: a, păi săptămâna asta îs ocupat, deja am planificat la cutare, cutare lucru, trebuie să rezolv și pe cutare și o să încep de săptămâna următoare. Săptămâna următoare mă mai sună vreo 10 telefoane, fă și cutare și cutare și nu o să încep. Și noi din nou devenim acei mari visători. Vreau să spun în această seară să ne propunem și să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să începem cât mai repede. O decizie amânată poate să fie o decizie pierdută, odată și pentru totdeauna. Și spun altceva în seara asta, o zi pierdută poate însemna enorm. Cineva a făcut o chemare în America, zice, cine vrea să se predea în seara aia? Au ridicat mâini și mâini, zeci de mâini s-au ridicat și a zis, veniți și mâine seară. N-au mai reușit să vină mâine seară, că orașul acela, noaptea aceea, a fost în flăcări. Și toată viața a trăit sub presiunea asta psihică. A chemat oameni la Dumnezeu în seara aceea și apoi a zis, lăsați mâinile jos, veniți mâine seară. Și n-a mai fost o seară pentru oameni aceia, s-au dus acasă. Și flăcările au împânzit orașul și orașul a fost în flăcări în noaptea aceea. Și a trăit sub presiunea asta, ani de zile până a murit, acest om al lui Dumnezeu. Aș vrea să începem cât mai repede acest timp. Am să vă citesc ceva și apoi aș vrea să ne rugăm în seara asta. E ora 8 fără un minut. Am găsit ceva pe internet. Internetul ăsta ne ajută uneori și lucrurile acestea mi-au captivat atenția. Auziți ce spunea omul acesta făcând niște calcule. O persoană obișnuită trăiește în jur
la nivel de glob, în jur de 77 de ani, adică 28.000 de zile, 670.000 de ore, 40 de milioane de minute. Cam atâta trăiește o persoană obișnuită. O persoană obișnuită vorbește în jur de 40 de minute la telefon, fie pe mobil, fie pe telefonul fix, zilnic. Adică 20 de ore pe lună, 10 zile pe an, 2 ani din viață. Din aia 77 de ani, 2 ani vorbim la telefon. Auziți, o persoană obișnuită petrece aproximativ o oră pe zi în baie. Asta înseamnă 30 de ore pe lună, 15 zile pe an, aproximativ 3 ani într-o viață. Nu-i interesant? Auziți mai jos. O persoană obișnuită petrece aproximativ 26 de minute pe zi îmbrăcându-se, adică aproximativ 13 ore pe lună, 7 zile pe an, adică un an într-o viață. Numai lucrurile astea le faci. Și continua lista cu probleme care au de-a face mai frecvent cu viața noastră. Și auziți, o persoană obișnuită se uită aproximativ 3 ore pe zi la televizor. Asta înseamnă 90 de ore pe lună, 45 de zile pe an, adică 9 ani într-o viață. Numai în fața acelui ecran, postul cu tare, pe canalul cu tare și 9 ani din viață s-au dus. Și continua lista. O persoană obișnuită petrece aproximativ 5 ore în fața calculatorului, în fiecare zi. Am întâlnit care petrec și mai mult. Adică 150 de ore pe lună, 75 de zile pe an, adică aproximativ 15 ani într-o viață. Toată ziua dând click și butonând. 15 ani într-o viață. Și au zis șocant că omul ăsta n-a început să scrie la știri și să-l afișeze pentru alții. Și și-a făcut o evaluare a propriei vieți și a zis, un creștin obișnuit nu s-a gândit la cei mari în credință, nici la cei mici. Un creștin obișnuit petrece mai puțin, a zis el, făcând calcule și uitându-se la cei din generația lui, din jurul său, mai puțin de 10 minute pe zi cu Dumnezeu. Știi ce înseamnă asta? Mai puțin de 6 ore pe lună, mai puțin de 3 zile pe an, mai puțin de 7 luni într-o viață. Mai puțin de 7 luni într-o viață în relație cu Dumnezeu pe vertical, în ce privește timpul acesta de părtășie. Aș vrea să spun în această seară, acum la final, nu știu ce te împiedică și ce m-a împiedicat. Poate nu ți-ai făcut obiceiul să petreci un timp cu Dumnezeu. Poate sunt lucruri care îl înlocuiesc pe Dumnezeu în viața noastră. Poate păcatul a rupt părtășia dintre noi și Dumnezeu și nu mai simțim, am devenit indiferenți. Unii deja am început să ne uităm la părinții noștri, ei sunt vina și suntem gata să îi ucidem în seara asta. Și găsim noi să dăm vina pe unii și pe alții. Poate de lăsarea majorității și unii și alții și mergem cu turma, suntem duși de val, am uitat în definitiv un lucru. Oare îl iubim sau nu pe Dumnezeu? Cred că îl iubim prea puțin pe Dumnezeu. Mă uit la viața mea și în această seară aș vrea să exclam din nou, să-L chem, să-L implor aici și să spun, Dumnezeule, dacă n-ai să mă ajuți din seara asta, o să continui să fiu un tânăr slab, sărăcăcios din punct de vedere spiritual. N-o să mai miște predicile mele pe nimeni, cântarea, tot ce va fi. Dar dacă Tu mă ajuți să pot să petrec timp cu Tine, să fiu constant, să mă iei de mână în fiecare zi și să-mi spui, Iosif, din nou ai nevoie de mine, fără mine te prăbușești, se duce viața, trecem, uneori visăm, avem impresia că totul e la picioarele noastre, ne putem trezi într-un final, la capătul vieții, oare am trăit în fiecare zi pentru Dumnezeu? Vă invit să ne ridicăm în picioare în seara asta. N-aș vrea să-L chemăm pe Dumnezeu aici în această seară și apoi să cântăm o cântare. Poate cântarea, ogoarele sunt gata de recoltă, să simțim nevoia asta, pasiunea în inimă pentru Dumnezeu. Poate o altă cântare dinamică care să ne motiveze. Dar spune-i Domnului în rugăciune în această seară că viața ta are nevoie de un timp zilnic cu El. Prea puțin trăim joia, duminica, la câte un eveniment cu Dumnezeul nostru, ne mai bucurăm puțin și uităm și mergem în treburile noastre. Să ne vedem de viață și de activități. Aș vrea să ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu în seara asta și să-i spunem, Doamne, mulțumim că mai există har. Respir în seara asta și respir. Pentru că Dumnezeu mi-a dăruit viață și nu merit viața asta. Nu merit să stau la închinare în picioare în această seară când alții stau în cărucior și noi poate ne batem joc.
de resursele pe care le avem de la Dumnezeu. Merităm în această seară să stăm numai în prezența lui Dumnezeu și să ne copleșim în prezența Lui, să spunem: Doamne, ia-ne din nou de mână, călăuzește-ne din nou înspre timpul acesta cu Tine și fă-ne să înțelegem că avem nevoie de aici și de acum, de un timp în fiecare zi. Așa trebuie iubit Dumnezeul nostru, de dimineața până seara, în toate zilele vieții. Altfel este un Dumnezeu care îl folosim ca și un obiect sau ca orice altceva. Trebuie să-L iubim ca o persoană în fiecare zi. Haideți să ne închinăm în rugăciune și apoi să cântăm din toată inima. Amin. Doamne, stăm în prezența Ta în această seară. Mulțumim, Doamne, pentru timpul acesta în prezența Ta. Mulțumim.